Întoarcem pe canapeaua de la Nața. Domnul Paul Angel, director general ANPC, a trecut pe la noi. Bună dimineața, bine ați revenit. Și asta pentru că ne apropiem de perioada sărbătorilor. Vor veni știrile cu mielul, vor veni știrile cu ce s-au mai găsit, ce s-a mai găsit prin galantare și mai ales despre lucrurile neconforme ce se vând și se vând pe bani grei. Acțiunile ANPC-ului le știți deja și le-am promovat cu mare drag în emisiunea asta, pentru că cineva, e bine să știi că cineva ți apără și ție drepturile. Nu doar lucruri, nu doar chestiune ce țin de alimentație sunt vizate în perioada asta de către cei de la ANPC, Corect. Și produsele care vin în casele noastre drept cadouri sau mici atenții din partea iepurașului. Pe unde ați fost în perioada asta? Așa este. În toată țara se desfășoară în acest moment controle. Vor fi intensificate din ce în ce mai mult odată cu apropierea zilelor de Paște, de 1 mai. Iar în perioada de Paște și de 1 mai va exista un program de permanență al comisarilor prin rotație, în așa fel încât piața să fie supravegheată. Vorbim atât de partea alimentară, cât și, cum spuneați dumneavoastră, de partea nealimentară, dar vorbim și de prestatorii de servicii, de cazare, de primire turistică, de recreere, de în parcuri de distracții, eu știu, chiar și transportul de călători este vizat și consumatorii de asemenea servicii sunt protejați de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Se verifică partea de informare a consumatorilor, preț și așa mai departe, condiții de cazare, clasificarea hotelurilor, camerele, dacă corespund... Cam puțin pentru zona asta atât de vastă? Suntem, dar suntem profesioniști și ne facem datoria și încercăm să acoperim piața așa cum se poate. Apropo de piață, în piață, unde se vinde mielul, drobul, ușorul, ați găsit ceva până acum sau încă n-ați pornit în acțiune? Sunt situații, dar sigur că urmează să se taie miei, urmează să se aducă ouăle pentru Paște. Ouăle de acum cumpărate nu o să țină până la Paște, nu o să mai fie atât de proaspete. Este important de verificat cu atenție dacă mielul de care vorbim dumneavoastră are o ștampilă sanitar-veterinară, dacă ouăle... Ce se scrie pe ștampila aia? Că se mai falsifică și... Sunt aproape ilizibile, așa. Dacă există ștampila, e aproape sigur că un medic sanitar-veterinar a verificat carnea respectivă. Pe ouă trebuie să fie inscripționată data durabilității minimale, lotul și așa mai departe. Să nu ne bucure că găsim o bătrână care vinde niște ouă într-o găleată la gura metroului sau pe caldarâmul drumului. S-ar putea ca acel ou să nu fie ținut în condiții corespunzătoare și nu este ținut având în vedere temperaturile de afară. Știm că ouăle trebuie depozitate undeva la 0,8 grade. Dacă le găsim la marginea drumului, e clar că sunt în mediu ambiental la peste 20 de grade. De asemenea, carnea vândută din portbagajul mașinilor, miei vânduți din portbagajul mașinilor. Încă mai cumpără cineva așa miel sacrificat la colțul drumului? Atâta timp cât există vânzători pe marginea drumului, există și cumpărători. Trebuie să atragem atenția și să le spunem consumatorilor și cumpărătorilor români că își pun viața în pericol dacă achiziționează din acele locuri. Sănătatea, nu știu dacă neapărat chiar viața, dar sănătatea și-o pun cu siguranță în pericol. Nu este de cumpărat pește sau nu este de recomandat de a cumpăra pește de pe marginea drumului, de la cei vânzători ambulanți care mișcă un pește și ne atrag cu oferta lor ispititoare. Ne ducem în magazine autorizate. Asta cu magazine autorizate, că și acolo ați găsit niște nenorociri de-a lungul timpului și cărnuri de luni de zile refrigerate. Sigur, da, avem certitudinea că acolo sunt verificate sanitar-veterinar. Și îndemnăm consumatorii să se ducă către magazinele autorizate, acolo unde pot să primească un bon fiscal. Și bonul fiscal reprezintă documentul probatoriu al dânșilor în momentul în care ar dori să facă o reclamație. Noi am trecut printr-o perioadă în care foști angajați ai unor centre comerciale, în care comisarii de la ANPC au arătat lucrurile astea la televizor. Carnea care era dată cu oțet condimentată și pusă înapoi în galantare. Da, chiar dar aș vrea să nu generalizăm. Sunt situații izolate. Da, întotdeauna ferii, că la asta mă gândesc. Asta era următoarea întrebare. Să ne uităm la carne, la elasticitatea cărnii, să verificăm, să mirosim carnea respectivă, să nu aibă un miros de crud, de alterat,
să verificăm aspectul ca și culoare, da? Și în situația în care descoperim o anumită problemă, să atenționăm vânzătorul sau comerciantul respectiv să retragă produsul respectiv de la comercializare. Dacă nu ne înțelegem cu ei? Dacă nu vă înțelegeți, apelați la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și acolo veți găsi cu siguranță înțelegere. Răspunde cineva în perioada asta sărbătorilor sau sunteți în vacanță? O să răspundă, v-am spus că prin rotație echipe de comisari vor asigura permanență atât la serviciu telefonic cât și la supravegherea pieții. 021-9551 e numărul de telefon pe care vă rog să îl notați, mai ales dacă plecați la mare, că și acolo e buba mare. Nu știu dacă sunt pregătiți chiar toți hotelierii să... Au fost făcute controle premergător sezonului, sunt verificate unitățile de primire, cazare turistică, sunt verificate mijloacele de transport, sunt verificate ofertele agențiilor, sunt verificate unitățile de alimentație publică. Eu îndemn consumatorii să se ducă liniștiți la mare. Noi suntem prezenți inclusiv cu echipe pe litoral și ori de câte ori au o problemă să apeleze numărul pe care îl spuneați mai devreme, 021-9551. Acum, pentru cei care se uite puberul să duce la mare, o să ne trezim ca și anul trecut de 1 mai cu echipele ANPC-ului pe cap, chiar dacă ne simțim bine, într-un club? Cu siguranță nu, dar nu vă simțiți pe cap, vă simțiți protejați de dânsii. Da, drepturile noastre sunt protejate. E o specificație sau o specificare binevenită. Mulțumim tare mult, domnul director Paul Angel, director general ANPC. Cine nu cască ochii, cască portofelul, știți deja discuția noastră. Nu e... În momentul în care simțiți că e ceva în neregulă, nu vă faceți de rușine dacă vă luați banii înapoi și vă întoarceți și plecați. Ba mai mult, salvați banii altora raportând ce s-a întâmplat în cazul vostru. Mulțumim pentru precizări, să aveți sărbători luminate.